Salutare, dragilor! Astăzi este vineri și astăzi să facem antrenament de umeri și triceps. Mergem la sală și să vă arăt ce antrenament fac pentru umeri și triceps. Dar până atunci să vorbesc despre, să vă povestesc un pic despre cum am început eu să fac culturism, cum m-a pasionat. Când eram mic, eram obez, aveam 80 de kilograme. Deci, efectiv, maica mi-a ascundea de mine pâinea ca să aibă a doua zi ce să pună cu mine la școală. Pur și simplu, într-o zi m-am cântărit și am văzut că am 80 de kilograme. Am întrebat pe maica mea, măi, e bine că am atâtea kilograme. A zis că nu prea e bine, așa că m-am decis să reduc din alimentație și în decurs de un an de zile nu știam nimic despre nutriție, tot ce știam că nu mai trebuie să mănânci foarte mult. În decurs de un an de zile am slăbit 30 de kilograme. În acea vreme stăteam în Spania, când am venit acasă, după un an de zile, prietenii nu m-au recunoscut, aveam minus 30 de kilograme și am ajuns la cea mai mică greutate, 53 de kilograme, dacă nu mă înșel. Și eram super slab și am zis că gata, vreau să pun masă musculară și am găsit o revistă de culturism. Bun, prima m-a dus cineva la sală, o lună de zile, mi-a plătit sala. Și acolo am văzut o revistă de culturism, am văzut un culturist, am zis că vreau să ajung ca și ăsta din revistă. Și de acolo a început toată pasiunea mea. Tot așa nu știam ce nutriția, pentru că pe vremea aia, a fost în anul 2007, cred că, când am început prima să trag de fiare. Așa că dreptat am învățat din reviste, am mai fost ajutat de anumite persoane de la sală, care mai aveau experiență. Și așa am acumulat informații și țin minte că mi-am cumpărat prima dată proteină, mi-am cumpărat o cutie de 2 kg, m-am dus la magazin, nu știam efectiv nimic despre proteine, știam că dacă iei proteine te umfli, te faci mare după cutie și aveam, pe vremea aia, aveam 250.000 de lei, deci 25 de lei în ziua de azi și mi-am cumpărat o cutie de Rapid Mass. A fost o proteină super ieftină. Mi-a dat cutia, mi-a pus-o într-o plasă transparentă și pe drum am întâlnit cu o colegă de-a lui maică-mea și a văzut că mi-am cumpărat proteină. M-a întrebat, Florinel, ce faci? Bine, mă duc acasă. După aia, după urmă, sună maică-mea din Spania, că ce fac? Zic, bine, ce, ți-a cumpărat proteine? Zic, da. Dar nu se întâmplă nimic, și de acolo a început totul cu proteine. Încet după sunt suplimente și nu știu ceea ce trebuie să mănânc. Până la 16 ani, când mi-am scos primul certificat de antrenor, făceam în paralel, mergeam la școală, după care mergeam la orele de care mă instruiau pentru personal training, să învăț nutriție, anatomie și tehnologia musculației, cum trebuie să te antrenezi. Și am avut și norocul că am dat peste persoane culturiste faimoși din Spania, cunoscuți, precum Sergio Garcia, care m-a antrenat timp de 4 ani. El a început să concureze la 17 ani, a pregătit timp de 4 luni de zile, după m-a întrebat după concurs pe ce am de gând să fac, nu știu ce să fac, vreau să continui, să ajung cât mai mare și de acolo a început totul. În 2016 am fost acreditat și de Federația Română de Culturism și Fitness, FRFV, și în 2019 de Federația Profesionistă de Culturism și Fitness. Și astăzi sunt în Cluj, sunt la 18 Gym, sunt antrenor și fac ceea ce îmi place. Și cu toate că multă lume nu m-a susținut în ceea ce mi-am dorit să fac, am ajuns să câștig bani, să trăiesc din asta. Acum o să mergem la sală, o să-mi iau aminoacizii, pentru că cealaltă cutie mi-am uitat acasă. O să mergem la sala din Ciparu, care acum este în renovări, să vedeți tot ce e dezastru pe acolo, dar luni o să fie totul pus la punct și redeschisă sala. O să-mi iau aminoacizii și o să mergem la sala din Gheorgheni unde să fac azi antrenamentul de umeri și triceps. Nu pierde acest antrenament pentru că va fi super tare, un antrenament de super intensitate. Am venit repede la sală să-mi iau aminoacizii care folosesc înainte și în timpul antrenamentului. După cum vedeți, aici la sală se lucrează la capacitate maximă pentru ca luni sala să se redeschidă și să-i dăm bătaie. Haideți să mergem în Gheorghean să ne antrenăm, pentru că este deja târziu.
No, I'm even good. That was good. My poor is not to see open people. It's a good thing, I believe it's well. Aici avem băutura înainte de antrenament, 60 grame de dextroză, BCA, 10 grame glutamină, avem aminolichid și am adăugat puțină cafea. Asta beau înainte de antrenament, combinat cu un pre-workout, iar în timpul antrenamentului avem 20 de grame de dextroză pentru a recupera glicogenul în timpul antrenamentului, avem aminoacizi esențiali și BCA. Pentru a hrăni mușchii în timpul antrenamentului, a le oferi nutrienți când ai un antrenament de înaltă intensitate și pentru a evita distrugerea masei musculare, așa te asiguri dezvoltarea masei musculare. Hrănind mușchii în timpul antrenamentului, dar în antrenamentele de înaltă intensitate, cum o să fie cel de azi. Dragilor, cam asta a fost antrenamentul meu de umeri și triceps, un antrenament super intens, în altă intensitate, așa că după fiecare antrenament nu uitați de shake-ul proteic, care o să vă ajute să vă recuperați, să vă creșteți masa musculară. Ne vedem în următorul video. Pa!